oraș unic, al doilea ca mărime din Serbia, cu un farmec aparte și cu arhitectură fascinantă, Novi Sadul a fost încă de la fondarea sa, în 1694, centru al culturii sârbești. Așa și-a câștigat și denumirea de Atena sârbească. 2022 e anul în care Novi Sadul, de altfel și un mare centru industrial, a devenit capitală europeană a culturii, alăturându-se orașelor Kaunas din Lituania și Esch-sur-Alzette din Luxemburg. Novi Sad este unic în primul rând pentru că este capitala provinciei Voivodina, regiune autonome din Serbia, dar și pentru că are 26 de grupuri etnice și 6 limbi oficiale. Este un oraș deschis și tolerant, cu oameni care sunt mândri de diversitatea lor culturală. Este mai colorat și mai ornamentat decât multe orașe din Balcani, cu arhitectură mai intrigantă și mai plină de caracter. Dialoguri Dunărene este un festival internațional de artă contemporană care a creat o rețea ce însumează 500 de artiști, curatori și critici de artă din peste 14 țări. Festivalul este organizat anual la Novi Sad, fiind unul dintre cele mai importante evenimente din cadrul proiectului Novi Sad Capitală Europeană a Culturii. Fundația Interact Triade și Galeria Bell Art din Novi Sad sunt, de peste 7 ani, parteneri în acest festival, care are misiunea de a dezvolta o platformă pentru un dialog deschis între culturi, stabilind conexiuni solide, dincolo de granițele fizice și limitele naționale, oferind în același timp o perspectivă a tendințelor artistice contemporane în artele vizuale din regiunea Dunării. Tema de anul acesta a fost Quo Vadis Mundi, expoziția 3E, ecologie, etică și estetică, a fost curatoriată de Alina Șerban și Sava Stepanov și vernisată la galeria Raiko Mamuzic din Novi Sad. Au expus artiștii români Nona Inescu, Lea Rasovski și Cristian Răduță și sârbii Adrian Uihazi, Nemanja Milenković, Vesna Tokin, Radimir Knežević și Happy Trash Production. Participanții din România și respectiv din Timișoara fac un pod peste Dunăre, chiar dacă nu ne desparte numai Dunărea. Noi și Novi Sad nu este decât o graniță, nu este o Dunăre întreagă, dar simbolic noi facem acest pod de mai mulți ani de zile și facem acest pod prin artă, ceea ce este foarte important. Anul acesta, tema pe care a lansat-o curatorul expoziției Festivalului în ansamblu este ecologie, etică și estetică. Mi se pare foarte important această selecție de 3E, așa cum a fost expoziția definită, pentru că acești 3E așează pe de o parte, așează niște valori care ne fundamentează și pe de altă parte așează un fel de ierarhie a acestor valori, în care estetica, cu toată mândria noastră de a fi reprezentanți ai acestei comunități artistice, estetica este într-un plan care beneficiază de celelalte două elemente ale ecuației. Etica și ecologia, în momentul de față, definesc întreaga umanitate sub această întrebare a încotro ne ducem. Și atunci răspunsul pe care artiștii îl dau în această ediție e foarte interesant, pentru că nu este un răspuns facil, un răspuns simplist la întrebarea ecologiei, la care neapărat să ne imaginăm că artiștii la rândul lor își pun problema să asaneze mediul natural înconjurător, ci și-au pus o întrebare și un răspuns mai grav, o problemă mai gravă, aceea a ecologiei persoanei. Pentru că noi, ca umanitate, evident că ne-am îndepărtat de esența noastră umană prin foarte multe lucruri. Și atunci artistul, prin capacitatea sa de a se autoanaliza, de a se autoreflecta și de a reflecta asupra sinelui, își reașează poziția în șirul acesta al întrebărilor: cine sunt ceilalți, a diferenței, a raportului nostru cu aproapele, și toate aceste raportări, toate aceste ecuații se referă în ultima instanță la o presupoziție, aceea a autenticității, aceea a adevărului nostru interior, acela al cunoașterii noastre interioare,
Și fiecare dintre artiștii pe care Alina Șerban, curatoarea expoziției din acest an, l-a adus, răspunde într-un fel specific acestei întrebări. Lea Rasovski, de exemplu, vorbește la un moment dat despre nevoia unui gest violent, care nu înseamnă o brutalitate fizică, ci care înseamnă un fel de rupere a unor canoane care ne formează și care ne deformează, de fapt, pentru că în această dorință noastră de a ne acomoda în permanență unor sisteme și unor norme care sunt din ce în ce mai coercitive, autenticitatea noastră se diluează și autenticitatea noastră umană se pierde într-un fel de uniformizare non-personală. Și atunci o să ne mirăm că Lea Rasovski, pe de o parte, are o atitudine ludică, apar personaje care sunt par copilărești, dar Lea Rasovski, de exemplu, are această capacitate de a se interoga într-o manieră jucăușă, ludică, într-o manieră critică, de a se repoziționa, de a-și constitui un univers care este un univers fantast, un univers care are alte reguli și norme și în care ființa artistului se mișcă cu mai multă dezvoltură și naturalețe, se mișcă cu mai mult adevăr. La eveniment au fost prezent Sara Vuletici, director de programe a Asociației Novi Sad 2022, Capitala Europeană a Culturii, conferențiar dr. Ovidiu Megan, directorul executiv al Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii, Adriana Brudan, consilier diplomatic la Ambasada Serbiei, precum și jurnaliști din România și Serbia. Există o idee pe care vrem să o transformăm într-un proiect de a conecta capitala europeană de la Timișoara cu alte capitale europene ale culturii din perioada anterioară. Sibiu și Novi Sad sunt by default în această schemă, dar ne dorim să conectăm și cu alte foste capitale europene și să existe într-adevăr acest schimb de artiști și participarea artiștilor din fostele capitale la Timișoara, în capitala noastră. Din ce ați văzut până acum, cam ce am avea noi de învățat din ce se întâmplă la Novi Sad și să ducem la noi în capitala europeană la anul? Sunt multe lucruri de infrastructură care nici la ei nu s-au terminat. Treceam pe lângă multe obiective care sunt în lucru. Cred că și la noi aceste lucruri trebuiau făcute puțin mai devreme, începute, ca să le putem folosi în anul capitalei culturale. Dar dincolo de asta trebuie să ne bucurăm de acest prilej care a generat multe proiecte, inclusiv de infrastructură, chiar dacă ele se vor finaliza după anul capitalei culturale europene, pentru că este o moștenire cu care Timișoara va rămâne. Gândirea noastră pe partea de fundraising este ca la fiecare proiect să solicităm organizatorilor un spotlight pentru a crește nivelul artistic și a atrage bani, finanțări din zona privată ca să finanțeze acele upgradări, să zicem, artistice. Deci avem speranțe că anul viitor nivelul artistic va crește și cu contribuția privată, din fonduri private atrase de la sponsori, pe lângă banii guvernamentari care se vor distribui prin apelurile de proiecte aproape 45 de milioane de lei. Suntem norocoși că avem o succesiune de evenimente, Novi Sad Capitala Culturală Europeană, Timișoara Capitala Culturală Europeană. La început ne-a părut rău pentru că erau programate să fie în același timp. Pandemia, în schimb, a schimbat acest plan, dar într-un lucru bun, pentru că acordă foarte multă vizibilitate zonei, iar Novi Sad este la o aruncătură de băți de Timișoara și aici se vorbește deja despre Timișoara ca viitoarea capitală, iar cei care au venit în zonă vor să rămână să descopere. Și pentru noi este o oportunitate foarte mare de a putea să promovăm și facem deja câteva demersuri în acest sens de a promova Timișoara și ceea ce anul viitor se va întâmpla la noi în țară din punct de vedere cultural. Muzeul de Artă din Timișoara a fost prezent pe simezele galeriei Matița Sârbska din Novi Sad cu expoziția Parallels Timișoara-Novi Sad. Expoziția face parte din seria de evenimente organizate în cadrul protocolului de cooperare semnat între cele două instituții. Au fost expuse 60 de lucrări de pictură ce provin din colecțiile celor două muzee și din colecția Palatului Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara.
Printre artiștii prezenți pe Simeze sunt Ștefan Tenețchi, Teodor Ilici Cesliar, Constantin Daniel, Lyubomir Alexandrović, Nicola Alexic, Pavel Petrović, Donat Janoș, Stevan Alexic, Uroș Predić, Zora Petrović, Vaša Pomorișaț, Corneliu Liuba și Miroslav Pavlović. Lucrările din expoziție sunt o incursiune prin arta secolelor 18-21. Emphasize those similarities between our collection and how actually this historical perspective of Novi Sad and Timișoara being in the same Habsburg monarchy, part of the same country, was actually kind of like making our identity even today. Yeah. What can we see in this exhibition? We can see artworks from 18th to the 21st century. We can see icons, Zograph icons, and icons from the unknown painters who were working at the 18th century between Timișoara and Novi Sad, because for the painters at that time it was very popular to travel between the towns and villages in search for the new commissions for the icon paintings. And then we can see also the icon, for example, of Teodor Ilić Cesliar, who is one of the our famous late Baroque painters, born in Timișoara. And I would say that in a way the highlight of this exhibition are the artworks of Stevan Alexic, a painter who was living in Modos and who was like famous even when he during his lifetime, and who actually is the person who has seen the disappearing of this monarchy, Austro-Hungarian, and you know, like, has a lot of questions in his head about who I am, where do I live, you know, all those things that sometimes even today a lot of us can ask themselves in their head. We didn't want to stop at the 1980, the year from which Timișoara and Novi Sad are not anymore in the same country, and we decided to emphasize how even today we have similarities and we have connections, and that's why we have chosen the artworks from Corneliu Liuba and also artworks from Miroslav Pavlović, who had made these paintings, abstract paintings, at the beginning of the 21st century, and he was born in Serbia, educated in Romania, and that is why we thought that it is the nice way to say on this exhibition that we also today have the connections. Peste 5.000 de artiști din întreaga lume, din peste 45 de țări, vor spune povestea Atenei sârbe prin prisma valorilor europene comune, dar și a provocărilor pe care le întâmpină. Narațiunea proiectului Novi Sad 2022 provine din sloganul Pentru noi poduri, care reprezintă ideea de a constitui noi poduri de cooperare și schimb între artiști și organizații din Novi Sad și din Serbia cu scena culturală europeană. I've been working on a strong concept for many years before this title year, obviously. We have been inspired by the intercultural identity of Novi Sad and also by our history. So we try to bridge history and present together, tradition and modernity, all the differences between us. And therefore, our main slogan is for new bridges. And this is something that follows through the entire year. From this original concept, we developed
8 different program platforms that spread out chronologically throughout the year. So I'll just give you a brief of the concept of each of those platforms. So basically Doček is the platform with which we open the title year, and it talks about different dual calculation of time and this multicultural, intercultural aspect and identity of Novi Sad, because we have still the old counting of time, where the new year is on 13th of January, and then 31st of January we also celebrate. So we have the official opening of our title year on 13th of January, celebrating the biggest names of our science. And then we have a platform called Migrations, which actually tackles the topic of migrations, but from a more positive perspective. And that platform was in February and March. Then we had a platform called Future of Europe, which talks about young people and the innovative ways in education and in different approaches of how young people perceive art. That platform was happening in second half of March and April. Then we had a platform dedicated to female creativity. It's called Heroines. From mid-May till mid-June, and it talked about how women change the world, how women change basically the perspective of this country as well. We were inspired by our great ladies, but we also took it in a more global and in a more European context, because we had artists from all over the globe participating in this platform. Then we had a platform called Fortress of Peace that has just finished. It talks about peace and reconciliation in the region and different topics which are a little bit provocative, but we address this from different perspectives and aspects. Now we're in Danube Sea. Danube Sea tackles topics of ecology, Danube being second largest river, actually the longest river in Europe, however one of the most polluted ones, especially in this region. So we are actually now in this cluster called The Shore, where artists express their concern about nature and about the river in their own creative ways. And after that we have Kaleidoscope of Culture, which is our long-term platform that happens for many years now, actually since 2017, if I'm right, I think so, yeah. And it actually talks about five different arts in five different weeks. So we have different arts portrayed in those weeks: literature, applied arts, architecture, visual arts, performing arts. So it's very interesting and diverse platform, which actually it empowers young people to create, because we have a lot of open calls that they can apply to and participate. Then we have last but not least Other Europe, the platform that as the main topic has marginalized groups and creativity of marginalized groups, minorities, and with that platform we will finish the title year. This is just like in brief what our concept is about. I didn't go in each in any project in particular, but I just gave you like an idea. I think the face of Novi Sad has really changed, not only with different programs that we have implemented with so many international artists that have come, and also the influx of tourists as a result, but also we have developed some infrastructural projects which are very important and which will remain as long-term legacies. We have a decentralized culture by making network of cultural stations in different areas of Novi Sad and suburban areas. We're now developing also cultural district which will have around 10 to 15 different objects which are each dedicated to creative industries. So in that sense we are really elevating the level of art scene here in Novi Sad, and we are hoping to continue with the programs after the title year, because that will be very important. That will be called success, if you ask me. What will remain after 2022? Well, as I mentioned, infrastructural objects definitely. So we have so far 8 active cultural stations, and the plan is to have more. We have creative district which will definitely be a hub for artists and creative people to work there.
We have already started to fill out that space with different studios related to art, and the idea is to pick the legacy projects, which are very important, which mark this year, and to keep them going for the years to come. I just want to mention that even before the title year, in 2021, Novi Sad has gotten the award for Best European Trend Brand in Culture in Dresden because of two legacy platforms that we established before the title year. That's Doček, the first one I explained, and Kaleidoscope of Culture, and also due to the network of cultural stations. So I think also that awards gives us a lot of confidence because we became internationally recognized in our endeavors. Ja radim u gradskoj biblioteci u Novom Sadu, tako da sam ja radnik kulture i meni je posebno čast i zadovoljstvo što je Novi Sad proglašen za evropskim gradom kulture. Ono što se promenilo pre svega, to je broj turista. Ima jako puno turista koji žele da dođe da vide naš lepi grad. Ima jako puno kulturnih dešavanja. Imamo čast i priliku da vidimo najpoznatije umetničke izvođače, pevače, glumce, da posećujemo razne koncerte itd. I jako puno toga se izgradilo zahvaljujući toj godini, vezano je za kulturne objekte koje će nama ostati kada se ta ova godina i završi. Pa pre svega želimo da svima vama koji ste došli ovde, vam ostanemo u lepom sećanju. Kao ljudi koji su gostoljubivi, ljudi koji želi da vam pomognu, ljudi koji su deo Evrope, jer to često ljudi koji žive u Evropi ne znaju. Želela bih da ponesete puno lepih uspomena sa raznih događanja koje su se ovde dešavala. I želimo naravno da dođete ponovo. What do you think about Novi Sad being capital of Europe this year? I think it was the right choice. Why? Well, because it's an amazing city and like culture here, it's like so important. And like here you have the theater and you have Matica Srpska and like everything is here. I think the event was well organized. I went to see a few things, but I was quite busy, so I didn't see a lot. What I saw, I like a lot, so I think the organization was really nice. We work here, so we live here. And what do you think about this year, in which Novi Sad is the European capital of culture? Beautiful city, beautiful surroundings. A lot of entertainment. Do you think the city has changed, the life of the city has changed this year? Is more vivid, more dynamic? Yeah, exactly. Especially after festival and before festival. It is beautiful. You mean exit? Yes, exit. Okay. And how is it living here in Novi Sad on a daily basis? Pretty comfortable, good bike infrastructure, all needed services are there, yeah, and I think it is a good play. Ich finde das super, dass hier vier verschiedene Amtssprachen gibt und das habe ich sonst noch nie so gesehen, dass das halt auch von den verschiedenen Ländern, so wie Ungarn, Slowakei, Russinisch und halt Serbisch, ja, das hat mich verwundert, dass das so ist hier. Wie sieht die Stadt aus? Was denken Sie? Sehr schön. Also auch vor allem nachts, wie das Rathaus auch beleuchtet ist, finde ich das echt schön. Also auch das ist sehr idyllisch, kann man sich gut hinsetzen und das angucken. Ein sehr gutes Angebot für junge Leute auch gerade, finde ich hier. Ne? Es ist eine sehr belebte Stadt und man hat überall Möglichkeiten, was zu unternehmen. Eine sichere Stadt. Und sicher. Ja, sicher, was sehr wichtig ist, dass die Stadt sicher ist und sauber. Wissen Sie, Sie kennen, auf dem Balkan sind viele Städte dreckig. Ja. Und hier in Novi Sad ist wirklich sauber und die Menschen sind nett. Ja. Wenn man hier Hilfe fragt, helfen die, ob alt, ob jung. Und dieses Miteinander, multikulturell, das ist einfach schön, oder? Warum sind Sie hier? Dreht euch mal um, Austausch. Sie sind ein Team, das habe ich gesehen. So ist es. Wir sind insgesamt 24 Personen. Und was heißt, ohne Freundschaft ist das Leben nichts. Ja, Cicero. Genau. Und wir sind hier eine ganze Woche Austausch zwischen Deutschland und eben Serbien. Aber für uns ist es wichtig, nicht nur Serbien als Serben,
sondern Serbien mit allen Menschen, die hier leben. Ob Ungarn, Rumänen, Slowaken, alle. Denn wir sind alle eine Familie.